Chiar dacă se mișcă zilnic printre stele, Laura Vasiliu a rămas cu picioarele pe pământ. Conștientă de talentul său, este profesionistă și modestă. Pentru ea, actoria înseamnă în primul rând munca. La 36 de ani, consideră că talentul e un dar de sus pe care se simte obligată să-l împartă cu ceilalți. Rampa de lansare a fost filmul 4 săptămâni, 3 luni și 2 zile, lansat în 2007, care a surprins toată distribuția, dar și creatorii peliculei cu succesul răsunător. A fost... nu m-am așteptat să ajungem atât de departe și să luăm așa premiu mare și de la premiul ăsta Palme d'Or, care e cel mai important, ni s-au deschis, bineînțeles, și alte uși spre alte premii. După ce a ieșit filmul, experiențele au fost fericite, adică am avut surpriză după surpriză, inclusiv oamenii care veneau și ne puneau tot felul de întrebări și ce discuții interesante aveam cu ei. Dar în timpul filmărilor pot să zic că a fost stresul destul de mare, pentru că subiectul e apăsător și am simțit așa o responsabilitate grea. Laura Vasiliu a fost nominalizată pentru rolul Găbiței din 4-3-2 la Globul de Aur, iar la premiile GOPO a primit trofeul pentru cel mai bun rol secundar feminin, acordat de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc și Centrul Național al Cinematografiei din România. În filme, Laura Vasiliu e căutată pentru personaje fragile și sensibile. În teatru e liberă să joace orice. Rolul favorit pe care l-a interpretat pe scenă a fost Anastasia, dar și Julieta. Mi-a plăcut domnișoara Anastasia din piesa cu același nume a lui Geme Zanfirescu. Julieta, care... În general, rolurile care m-au solicitat la maxim. În prezent, Laura Vasiliu așteaptă debutul noii stagiuni în teatru și pregătește noi proiecte. În toamnă va fi lansat un proiect de film irlandez care o va avea ca și protagonistă și probabil va ajunge și în cinematografele românești. Deocamdată am niște proiecte în teatru, încă nu... Acum s-a încheiat stagiunea, deci vom începe doar niște lecturi și vom continua din toamnă. În film aștept să iasă o premieră a unui film irlandez. Am avut deja o premieră cu un film românesc în regia doamnei Cristina Nichituș, acum 2 luni, cred. Și acum, da, aștept filmul irlandez să iasă, în toamnă, de fapt. Cariera Laurei Vasiliu a fost marcată de două personalități din teatru, Olga Tudorache și Sebastian Papaiani, cu cel din urmă a jucat în domnișoara Anastasia. Doamna Olga Tudorache, de la institut, ea, de fapt, de când nu o cunoșteam, m-a influențat foarte mult. Eram copil și ascultam piese de teatru la Pica. Și Vlai cu Vodă, știu că doamna Olga juca doamna Clara și m-a impresionat atât de mult și peste ani Dumnezeu a făcut că am avut o profesoară și a fost o mare bucurie și mi-a fost model. Ca regizor, actrița și-ar dori să lucreze cu Lars von Trier, dar spune că nu agrează ultimul film al regizorului Melancolia. Pentru cei care au ratat emisiunea în direct, ea poate fi văzută pe site-ul Campus TV sau în reluare în acest weekend.